Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes GLC 2018, la care vom face mai multe etape. Mai exact, hai să vă dau câteva hinturi. Avem sistemul cel mic de infotainment multimedia, da? Care din start pentru doritor se poate elimina și se poate pune total alt sistem aici. De exemplu, se poate pune ecran mai mare, frumos, de 10,25 inci, cu touch, care îți preia tot sistemul original, care după aia, printr-o apăsare din touch, intri în mod de Waze, YouTube, Netflix, Digi Online, tot ce vrei. Cine nu vrea să schimbe monitorul respectiv, se poate face sistem de CarPlay pe el, ca să ai CarPlay, să ai Waze-ul, YouTube-ul, Netflix-ul, Digi Online, tot așa pe ecranul original. Ei, noi ce vom face în această variantă? Asta e varianta 3, că întotdeauna zic că se poate inteligentiza acest monitor, da? Odată ca să punem un modul care face permitere de intrare cameră-spate, cameră-spate-față, ceea ce vom face noi aici, sau dacă nu vrei să investești într-un modul de genul, ci vrei să mai dai un mic plus, da? Un 20-30% încă un plus peste preț, îți montezi un modul de CarPlay care din start are intrare de cameră în spate și se poate pune un alt modul încă care să-ți permită și să stabilizeze camera de față, așa, sau acel monitor care am zis eu, ok? Deci în acest monitor noi vom integra cameră spate-față pe moment și vom mai monta o grilă de față care va fi gen ca originalul, în care va fi camera frontală, ok? Eu de obicei am camere care văd foarte larg, care, de exemplu, în acest mod de obturare în care suntem noi, ar putea vedea până în capătul străzii și tot așa chiar până în acel capăt de stradă. Deci, de exemplu, dacă ne uităm acum că vine o mașină acolo în dreapta, noi acea mașină, practic, am putea o vedea direct pe această cameră cu o cameră inteligentă. Cu camera care montăm acum în varianta simplă, nu. Ok? Bun. Acum, hai să vă arăt un pic produsele. Care sunt ele? Iată, aici avem camera de spate care vine și ea frumos cu toată partea de mânel. Iată modulul de comutare, așa, care comută partea aceasta de camere. Aici este cablajul pentru camera de față, deoarece iată avem grila, da? Și la grilaj, deja aici, dacă observăm un pic, este și introdusă camera frontală. Deci, să mai facem o recapitulare. Deci asta va fi grila nouă față de grila veche. Ok? Cam asta sunt diferențele. Ok, hai să intrăm în garaj și să ne facem treaba, să facem schimburile, să montăm camera față, spate, modul tot, după care vă arăt pas cu pas demolarea și tot ce trebuie și este necesar pentru acest setup. Să vă arăt un pic și camera care vine și ea montată. Da? Iată, acesta este suportul lui. Ok? Și ea va veni în totalitate perfect acolo. Hai să facem o glumă. Mă uit în stânga, Mercedes. Mă uit în mijloc, Mercedes. Mă uit în dreapta, Mercedes. Și toate trei sunt albe. E bine, hai să trecem la proiect și să intrăm în garaj și să înceapă ansamblarea. Suntem în varianta cu haionul desfăcut. Vă arăt că toate clipsurile sunt frumos la loc. Toate sunt intacte, da? Deja cablajul este tras frumos, este băgat prin burduf. Îl avem și aici frumos, elegant. Plus și camera de spate o avem deja gata montată. Ok? Iată aici, e superb, e tot cu mânerul de deschidere, bla bla bla. Hai să ducem cablul în față și să ne apucăm de camera față. Varianta finală este aceasta. Deci extras tot frumos, protejat frumos. Aici avem partea de creier, da? Care are foarte multe intrări-ieșiri. Aici avem partea de comandă, așa.
Bun, iar acolo a mai rămas doar martorul monitor, ok? Ia să tragem acum toate cablajele de cameră, să le pregătim, să le comutăm și o să încercăm să facem comutarea de cameră frontală cu acest mod, ok? Dar hai să-i dăm bătaie. Iată varianta finală, când este schimbată grila, este wow! Ei, hai să vedem varianta finală a acestui bolid, unde am montat grila centrală Mercedes GLC X253 ca model, varianta 2015-2018, GTR ca și model, da? Panamericana Design în varianta aceasta ce vedeți aici, ok? Dacă ne uităm puțin mai atent, putem vedea că are și locul de cameră, deci partea, locația de cameră, unde grila ca atare vine goală. Eu am pus aici frumos camera, dacă observați, este foarte bine integrată. Așa, deci avem variantă de montaj cameră față, grila față, cameră față, da. Acum hai să mergem un pic și în spate. Iată grila veche, să nu o uităm, și iată grila nouă, ca să puteți face diferențe. Avem asemenea grilele și putem monta fără nicio problemă. Ați putut vedea în tutorialul nostru în minutele anterioare că foarte frumos îl desfacem și nici măcar nu dăm bara jos. Să vedem și camera de spate. Deci acesta era mânerul în varianta când și mașina era foarte murdară, da? Iată că se deschide frumos, fără nicio problemă. Iată varianta de mâner cum arată, să-i facem un pic contrastul mai mare și să vi-l pot prezenta în totalitate. Așa, iată, s-a eliminat și s-a integrat el foarte frumos. Deci a ieșit Neckermann, exact cum trebuie. Acum vom intra înăuntru și vă voi arăta ce am făcut și în modul aparatului original și vă voi arăta un pic să vedeți și cum lucrează camera față, camera spate, să vedeți toate viziunile. Da, bun, hai să-i dăm OK și să vedem cum funcționează. Eu când vă zic că există modul Pro în varianta că îți merge camera spate și comutare camera de față cu menținere, a este un tip de modul. Aici avem cameră de spate care face acționarea de cameră față doar într-un mod de maxim 10 secunde, da? Pentru că modulele mele care știu față-spate, de exemplu stau pe virgulă aici, țin apăsat, da? Câteva secunde și îmi comută direct pe camera față. Ei, asta este ca varianta de modul mai ieftin. Ce înseamnă asta? Iată, băgăm în mașalier frumos și deja avem expunerea camerei într-un mod frumos, da? Iată, avem partea de cornering care ne prezintă inclusiv și traiectoria roților, da? Deci dacă noi avem pe dreapta, merge dynamic-ul pe dreapta. Dacă mergem pe stânga, merge dynamic-ul pe stânga, ok? E frumos că faci un ochi de pește, ne-l trage, ne vede un pic din bara de spate, deci este exact ceea ce trebuie. Ei, iată acum în varianta când extrag camera de spate și am doar camera de față. Iată, aici ne întâlnim cu două variante. Varianta 1 este că nu vă pot arăta, deoarece iară trebuie să bagă mașalier, da? Și să ies din ea. Dacă vă ofer modulele ce vi le spun eu, atunci vă puteți baza pe tot ceea ce vedeți în video. Nu unul, nu doi sunteți care mă sunați și ziceți că ați văzut videoul meu și ați cumpărat niște module care ați crezut voi și nu le știți instala sau nu vă merg sau nu vă funcționează sau nu funcționează ca în videoul meu. Da, pentru că sunt multe produse diferite. Toți cei care doriți asemenea produse, de multe ori vă zic și la început și la final și scrie peste tot numărul meu de telefon în timpul videoclipului și în față și în spate, consiliați-vă, vorbiți cu mine, cumpărați-le de la noi și aveți super tehnic maxim. Plus că dacă le luați de la noi și nu doriți să vă deplasați până în Oradea la montaj, vă pot oferi service partener în toată țara, care dacă mergeți la cine vă zic eu, în principiu nu prea se dă greș. Se mai dă greș, mai rar, dar în principiu încercăm să nu dăm greș. Ok? Că nimica nu este perfect. Bun. Acum, repet, acționarea camerei de spate o facem așa, dezacționarea o facem așa. Eu de multe ori v-am zis că am camere și v-am și
arătat că am acele camere care văd foarte, foarte, foarte larg, da? Aia înseamnă că ar vedea inclusiv, practic, până în capătul străzii, așa, și până în capătul străzii, așa, aș vedea și dezobturarea aceasta, da? Dar în acest mod nu pot. În cazul în care avem această cameră de față, care stă doar 10 secunde, nici nu aș putea utiliza o cameră panoramică care are mai multe moduri de comutare sau poate să facă altfel partea aceasta de viziune. Da? Pentru că în aceste 10 secunde e foarte... Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Da, cam 10 secunde stă, ok? În aceste 10 secunde, camera mea profesională, eu nu o pot, practic, ca să o dirijez sau să mi-o acționez, da? Pentru că 10 secunde este foarte, foarte, foarte puțin. E, aici am mai întâmpinat o problemă care, eu vă zic, și nu-i mare secret, da? Deci, iată, bagăm așa lier, da, asta o vede numai un ochi din ăsta mai nebunesc ca mine. Aici se vede perfect. Scot din mașalier și iată ce înseamnă aceasta, că aceasta este o cameră de spate, da? De ce zic asta? Uitați dupa albastră, care este pe partea dreaptă, care ea trebuia să fie pe partea stângă, ok? E bine, și această problemă o rezolv foarte simplu, deci nu este o mare deranj, doar că vă zic că și acest lucru trebuie să știi ca să-l faci când îți cumperi o cameră sau când ai deranjuri sau probleme, ca să îți recentrezi imaginea de oglindire din stânga în dreapta. Asta nu se face din modul, nu se face, se face dintr-un anume punct. Trebuie să știi care este acel punct, nu pot să vă zic. De-aia facem aceste videoclipuri ca să vă arăt că în cazul în care ați instalat un asemenea produs și totuși aveți această problemă, vă pot ajuta, vă pot servi. În cazul în care v-ați luat un asemenea modul și totuși ați vrut să-l instalați și n-ați putut, puteți să mă sunați că vă pot ajuta și consilia și în această treabă, nu-i mare deranj, ok? Acum vreau să ies un pic în cadru și să vedem aproximativ, că eu totdeauna zic că sunt camere proaste, camere bune și camere foarte bune, da? Deci să vedeți un pic diferențele de cameră, ok? Bun, hai să ieșim un pic, nu foarte mult, ieșim așa, atât. Vreau să văd practic partea de cameră în mod de mașalier. Așa, ia să băgăm în cameră. Așa și să vedem aproximativ cât de mult vede. Iată, camera vede înalt, iată camera vede jos, vede stânga-dreapta destul de bine. Așa. Și practic avem și mașina care ne vine din spate vizibilă. Ok? Acum dacă eu mă duc un pic cu fața, hai să vedem și fața obturată un pic. Aia înseamnă că mă duc, îi dau frumos fața. Iată exact ce v-am zis. Iată ușa mea de magazin. Acum momentan, iată este pe, iată ea e pe stânga, dar imaginea este pe dreapta. Acum am să cobor, am să rezolv și această problemă, să zic așa, da? După care eu vă voi prezenta și varianta finală. Aceste produse nu sunt de la noi. Eu doar le-am instalat, da? Și de-aia mă întâmpin cu, de exemplu, varianta asta că nu merge partea mea de menținere de cameră față, de-aia mă întâmpin cu problema de cameră de față că îmi vede în oglindă și îmi vede invers, da? Sunt niște chestii care doar la instalare îți poți da seama care, este, care sunt deranjurile. Hai să rezolvăm și problema asta și să vedem după aia dacă este posibil să întoarcem imaginea. Hai să revenim și la partea finală, pentru că am rezolvat tot. Măcar în acest mod o să puteți să vedeți și cum lucrează camerele în varianta de night, ok? Ei, iată, asta este varianta în modul de noapte, ok? Super! Iar acum dacă extrag, da? Exact ce v-am zis, am mutat practic partea stângă de ușă, am montat-o în stânga și nu mai este în dreapta. Trebuie să-i dau un pic luminozitatea mai mică la partea mea de cameră pentru că este destul de agresiv în viziune. Bun, acum hai să mă duc cu spatele să vedeți și noaptea cum vede. Mă bucur într-un fel că am prins cele două variante de orar, adică și pe zi și pe seară. Așa. Ia să-l vedem puțin aici. Se închid un pic partea de cameră, așa.
Bun, iată, așa vedem cu spatele, da? Cu ghidaj activ, cu tot. Trebuie să-mi reglez totdeauna camera un pic. Iar așa vedem față, da? Nu știu ce e așa sensibilă camera mea, că una, două, cum vede un pic de lumină, automat se pune camera mea de filmat, se pune în mod vizual puțin mai agresiv. Ok. Stai un pic, că dacă tot filmăm, să filmăm corespunzător, să se vadă clar că unde mergem. Da, exact ce v-am zis, că ei, camera mea e foarte agresiv vizibilă. Bun, ok. Cam atât am vrut să vă zic despre aceste sisteme, da? Iată acum ce bine vede și fața. Așa. Este montată grila față, camera spate, camera față, cu autocomutare, cu menținere 10 secunde, da? Putem face și variantă care să mențină camera cât mai mult, putem face și cameră panoramică care să stea cât mai mult activă, da? Deci, soluții și variante sunt foarte, foarte multe. Nu uitați, ne găsiți pe www.soundidentity.ro, da? Asta e o variantă. Ne mai găsiți pe Facebook, Sandu Hifi sau Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, cât pe Max Austoradea. Așa, ne găsiți și pe Instagram ca și soundidentity.ro. Tot încerc să mențin camera asta și să-mi țin, practic, să blochez partea aceasta de iluminozitate, să o țin așa, pentru că aici camera mea de filmat este problematică, că nu vrea să stea, să stea menținută în contrast. Așa. Deci ne mai găsiți pe Instagram soundidentity.ro sau Sandu Hifi sau Max sau Storadia, dar cel mai mult le găsiți pe canalul nostru de YouTube, unde dacă ne căutați Sound Identity, da, intrați în canal, așa, intrați, vă abonați, intrați în playlist-uri, iar în playlist-uri puteți găsi de la 01 până la 50 toate mărcile auto și tot felul de variante. Cred că am poziția 11 unde vedeți camere DVR sau manșalier sau față-spate, cât și undeva la 38 puteți găsi Mercedes și acolo puteți găsi foarte multe variante. Ce mai vreau să menționez, că acest sistem este foarte chel, n-are nici măcar tuitere, are doar medii, n-are nici bași de jos. Putem să schimbăm și partea de sabufăre, deci pentru doritori este încă un mare plus care putem să-l realizăm, sistemul audio, dacă îl aveți foarte slab. Ok? Mulțumesc, eu am fost Sandu, vă mai aștept pe canalul meu. În caz că doriți ceva, nu uitați, nu ezitați să ne sunați, mai puțin să ne scrieți și atunci ne prindeți rapid și aveți răspunsuri rapide pentru orice. Ok? Mulțumesc, la revedere, bye bye!